găsit! Pentru că suntem în perioada sărbătorilor, vă propun să discutăm despre depresia cauzată de singurătate în această perioadă, pentru că știm cu toții că singurătatea în perioada sărbătorilor apasă mult mai greu pe umerii persoanei care este nevoită să le petreacă singură. Și așa că am invitat-o, avem alături de noi pe Loredana Latiș, președinte al Academiei Române de Coaching. Bun găsit, Loredana! Bun găsit și mă bucur să ne revedem și acum înainte de sărbători. Mă bucur că ești alături de noi din nou. Spune, ce se întâmplă cu... De ce apare această depresie din cauza singurătății în perioada sărbătorilor? Păi cred că sunt mai multe aspecte de luat în calcul. Pe de o parte, datorită mediului, pe de altă parte, datorită educației, iar pe de altă parte, datorită cumva fricilor personale, pentru că de foarte multe ori oamenii asociază singurătatea cu ceva rău în viața personală și chiar profesională de foarte multe ori, ceea ce dacă stai să te gândești și dacă stai cumva să despici firul mai mult decât în două sau în trei, până la urmă descoperi că singurătatea poate fi un element extraordinar care să te apropie de tine. Însă, poți să vezi lucrurile așa abia după ce ai trecut de o perioadă în care ai văzut că ai stat singur și n-ai murit. Pentru că înainte să stai singur, fricile sunt foarte multe. De aceea oamenii rămân în situații care le dăunează foarte grav sănătății, de altfel prin relații toxice, acceptă diverse compromisuri pe care le fac ei cu ei sau ei cu ceilalți, tocmai de frica singurătății, pentru că cumva și nivelul nostru de educație am fost învățați că de sărbători trebuie să faci cu familia. E foarte mare confuzie și ce înseamnă familie. Asta este o altă discuție, am putea să facem o emisiune separată. Pentru că oamenii de multe ori se pierd pe ei înșiși în relația cu ceilalți. Și în momentul în care acea relație cu ceilalți, din vari motive, începe să nu mai existe sau să se deterioreze sau apar distanțe, de genul că unul dintre ei a plecat în diasporă sau poate a murit sau poate, nu știu, a trecut într-o altă galaxie, atunci omul începe să sufere pentru că îi se pare că este ceva în neregulă la el, că este singur în acea perioadă. Acum vorbim strict de perioada de sărbători. Mm-hmm. Însă la fel se întâmplă și în viața de zi cu zi. Acum de sărbători, într-adevăr, este o presiune mai mare din societate. Pentru că dacă te uiți la toate reclamele, sunt cu bunici, cu copii, cu cățel, cu purcel, cu mamă, cu tată, cu brad, cu sarmale, cu toate cele. Un om se uită odată, se uită de două ori, se uită de trei ori, se uită la el și spune, ok, eu sunt doar eu, e ceva în neregulă cu mine. Și începe să-și creeze imaginea despre propria persoană că este ceva în neregulă cu el. Și nu e nimic în neregulă cu el. Doar că stimulii veniți din exterior îți dau senzația că e ceva în neregulă cu tine, trebuie să schimbi ceva. Cum se și întâmplă într-un alt caz, de exemplu, în care vezi numai fotomodele, începi să zici, păi e ceva în neregulă cu mine, că uite, eu nu sunt fotomodel, e ceva în neregulă cu mine. Nu e nimic în neregulă cu mine. Deci nu trebuie să cedăm presiunilor celor din jur. Și dacă totuși ne dorim, bineînțeles, avem familia alături și acest lucru nu este posibil, ce este de făcut? Cum ne obișnuim cu gândul ăsta că suntem singuri de sărbători? Păi e foarte simplu. În primul rând să tratezi sărbătorile exact cum le tratai înainte. Cu toate că e posibil ca înainte să le fi tratat cu frumos pentru ceilalți, adică, ce vreau să spun, este posibil înainte să fi făcut o masă plină de bucate pentru că aveai musafiri, să-ți faci un brad pentru că îți veneau musafiri, să faci curățenie în casă pentru că îți veneau musafiri și toate lucrurile alea pentru că îți veneau musafiri. Acum ia fă-le tu pentru tine. Ia fă-ți tu mâncărica ta preferată, poate nu oalea din alea așa mare, atâta de babane. În schimb, fă ce-ți place ție. Fă și pentru sufletul tău. Tratează-te pe tine ca și cum ai fi cel mai de preț musafir al tău. Tratează-te pe tine ca și cum ai fi cea mai importantă persoană din viața ta de aceste sărbători. Tratează-te pe tine ca și cum ai fi cel mai extraordinar om pe care l-ai întâlnit acum, aici, în acest context. Și lucrurile se schimbă. Tratează-te ca și cum ai fi cel mai bun prieten al tău, cea mai bună familia ta. Și în momentul ăla, efectiv, sufletul tău se poate umple cu iubire de-a ta pentru tine. Noi am fost educați să cerșim iubirea celorlalți. Adică, și eventual, dacă nu putem să o cerșim, măcar să o cumpărăm. Adică, ceva să facem. Cam fiecare om simte cumva o anumită goliciune în interiorul său în momentul în care este singur, pentru că el, nefiind învățat să se iubească pe el, pentru că știm, în educația noastră să te iubești pe tine înseamnă cumva să fii egoist,
Și de frică de a nu fi egoiști, practic ajungem să ne mai iubim pe noi și să iubim pe ceilalți și înțelegem greșit foarte multe sisteme, însă în vremurile noastre, din fericire, începem să le dezlușim, să le înțelegem. Și atunci, dacă tu înveți să te iubești pe tine și nu mai aștepți iubirea celorlalți, să-ți vină să-ți umple casa ceilalți, ci tu pur și simplu să-ți umpli casa cu iubirea ta, să-ți umpli scaunul ăsta cu iubirea ta, este un lucru extraordinar. Mi-aduc aminte de o experiență, anul trecut am făcut un video exact înainte de sărbători, pentru că eu primesc foarte multe întrebări și pe Facebook și pe e-mail și așa mai departe, în care o femeie mi-a trimis, ea cu ea, ținea într-o mână, ținea un pahar, în cealaltă mână ținea un alt pahar de șampanie și a spus: eu mă întâlnesc cu mine și îți mulțumesc, Loredana, că am reușit să fac niște sărbători extraordinare, pentru că altfel aș fost în depresie, că eram singură, că da, cum se întâmplaseră ani în urmă. Și zice, acum de fapt mă celebrez pe mine, pentru că sunt un om întreg, pot să merg, pot să văd, pot să aud, pot să toate lucrurile astea. Și celebrez, practic, fiecare bucurie, că până la urmă despre ce e vorba în sărbători? Că până la urmă, de fapt, este vorba de ceea ce este în sufletul tău. Familia vine ca un bonus, însă dacă nu ai o familie din vari motive, asta nu înseamnă că ești singur. Asta înseamnă că poți să fii tu cu tine și poți să dăruiești. Pentru mine, ideea de a dărui este extraordinar de importantă. Nu are legătură neapărat cu Crăciunul sau cu Revelionul sau cu... Le găsesc mai mult chestii de marketing. Ce are legătură, de fapt, cu puterea ta din interior de a da din ceea ce ești tu, de a influența și de a inspira oamenii. Și atunci, dacă tu, de exemplu, mai ai două, trei vecine sau vecini pe scara blocului, în aceeași situație ca și tine, unde fiecare stă și își plânge de milă și aoleu, uite ce fac, că vin sărbătorile și nu încalcă nimeni pragul și nu mai pot și sunt bolnavă și sunt nu știu cum, mai sunt copiii, au plecat sau din contră, sunt divorțată sau soțul a murit sau diverse lucruri, că doar știm, sunt atâtea situații prin care poți să rămâi singur într-o anumită perioadă din viață. Și atunci, practic, prin schimbarea ta, când te întâlnești pe acel hol, la scara blocului, cu vecina respectivă și te întreba vecina ce faci și tu îi spui: super, mă pregătesc de sărbători. Probabil că vecina te va întreba: a, îți vin copiii sau îți vine soțul sau îți vine... Nu, dar e ok, mă celebrez pe mine. E, după ce se desparte de tine vecina, poate la început o să zică că ești cam nebună, e foarte adevărat, dar după ce se desparte de tine și te mai vede și a doua oară și a treia oară și te vede cu zâmbetul pe buze, poți stai un pic, deci e ok, poți să fiu și eu așa. Practic, tu începi să inspiri și pe ceilalți și atunci întrebarea mea este: ce este cel mai important pentru tine să dăruiești de sărbători? Ce este cel mai important pentru tine să dăruiești în fiecare zi? Pentru că o sarma, un cozonac, un alea și le cam poate face oricine, că în ziua de astăzi puțini oameni chiar mor de foame. În schimb, emoțional vorbind, într-adevăr, foarte mulți oameni mor de foame. De foame emoțională, de iubire, pentru că lipsește iubirea. Foarte frumos spus. Tot ai adus vorba de vecină. Ce facem atunci când vedem că la vecina vin copiii și am vrea să vină și la noi copii sau rudele, cine să vină? Ce facem? Probabil apare o invidie, o frustrare. Ce facem? Cum învingem această invidie, impropriu spus? Da, probabil. E așa este. Cumva și din educația noastră, că mă întorc la educație, că de acolo se cam întâmplă toate, cu capra vecinului. Automat că apare, posibil să apară acest sentiment de invidie. E bine de înțeles pentru cei care ne ascultă, de fapt, ce înseamnă invidia. Invidia, din punctul meu de vedere, este atunci când tu înghiți în fiecare zi o travă și te aștepți ca celălalt să moară. Invidia îți dăunează foarte mult ție, personal, decât celuilalt. Astfel încât e bine să înțelegi că în momentul în care ești invidios sau simți o formă de invidie sau de dar de ce ăla are și eu n-am, dar de ce la ăla vin și la mine nu vin, dar de ce? Poate momentul să schimbi macazul, știi, ca la trenuri în gară, să schimbi macazul și să spui: ok, wow, super tare, uite că există oameni extraordinari care se duc în vizită, uite că există oameni care pot să socializeze în această perioadă, wow, super tare. Pot să-i întreb cum se simt sau pot să le spun: wow, felicitări. Adică pot să mă raportez într-un mod cu bucurie și cu iubire, fără să mă mai pun pe mine în centrul vieții celuilalt. Pe de o parte, iar pe de altă parte, fără să mă mai pun pe celălalt în centrul vieții mele. Că este o confuzie de roluri.
Este ca și cum dacă la celălalt vine cineva sau, nu știu, are ceva sau așa, parcă mi-ar face mie în ciudă treaba asta. Când de fapt nu are nicio legătură cu mine. Fiecare își trăiește viața, nu, așa cum își dorește și e minunat lucrul ăsta. De aceea, când observ că vine cineva în vizită, este un mod extraordinar să te bucuri. În sufletul tău. E adevărat că poate să apar gânduri. Ia uite, fratele ăla vine și la mine nu vine nimeni. Posibil să apară și gândurile astea. Și poți să le spui imediat. Stop! De fapt, eu mă am pe mine. Și lucrul ăsta este cel mai important din lume. Eu mă am pe mine. Și deja începe să se schimbe. Da, corpul tău se relaxează, pentru că nu mai transmite imediat panică și eu știu ce. Știi că am mai vorbit noi într-o emisiune cum gândurile îți influențează starea de sănătate. Este evident că dacă ai niște gânduri negative, de zbucium, de război, de oftică, de ciudă, de invidie, de toate lucrurile astea, de tristețe, de furie, evident că la nivelul nostru biochimic, fiziologic, din organismul nostru, și aici cel mai bine poate să povestească un medic despre așa ceva, se întâmplă niște mecanisme în care se elimină diverse sau se eliberează în organismul nostru diverse toxine. Este normal, pentru că na, cumva să putem să trecem peste acea perioadă. Însă, în momentul în care tu îți dai seama cât de ușor poți să schimbi la nivel mental această percepție, că nu mai ești tu ne-ok că ești singur sau că nu știu ce nu ai sau ai de sărbători sau în viața de zi cu zi, ci ești pur și simplu perfect și extraordinar așa cum ești în acest moment. Corpul tău se relaxează, zâmbetul ți apare pe față, ochii și toate astea se luminează, fața se luminează, pentru că este normal. Că nu te mai uiți la capra vecinului, uită-te în ograda ta, ai atât de mult de rezolvat. Eu asta, pe de o parte mi-e greu să înțeleg, pe de parte mi-e foarte ușor să înțeleg, de ce oamenii se uită mai mult la ograda vecinului decât la ograda proprie? Păi, pe de-o parte, este foarte simplu de înțeles, pentru că sunt multe de rezolvat în ograda proprie și atunci e mult mai ușor să spun la celălalt, ăla face, ăla nu face, ăla aia, drege aia, nu știu ce, mai ales dacă am fost învățată să judec, să etichetez, să cataloghez, să spun ce face unul, ce nu face celălalt, cum ar trebui celălalt să-și trăiască viața, că doar știm atâtea situații. În schimb, dacă renunț la toată partea aceasta, ce fac cu toate aceste gânduri? Păi, evident că atunci mi le îndrept asupra mea, așa apare de altfel depresia. Din punctul meu de vedere, depresia este cel mai minunat lucru care îi se poate întâmpla unui om. Eu am trecut prin ea. Eu, după depresie sau din timpul depresiei, am înviat. De ce? Pentru că până la depresie, toată viața mea însemna că doar de aia zic. Nu vorbesc din cărți, ce fac ceilalți, cum eu să îi schimb sau nu pe ceilalți. Tot era legat de ceilalți. De mine, dacă mă întrebai, ce mâncare îți place? Păi, nu știu, ce haine îți plac? Păi, ție ce-ți place? Eram de genul ăla. Ce vrei să, unde vrei să mergem? Păi tu unde vrei? Nu ți acordai suficientă atenție. Nici nu știam cine sunt, habar n-aveam. Și norocul norocului, eu nu cred în noroc, cred în ceea ce îți faci cu mâna ta. Ce mi-am făcut eu cu mâna mea și m-am izolat cumva și am intrat în depresie, că de fapt asta se întâmplă când intri în depresie, rămâi tu cu gândurile tale. Și criticul tău interior este atât de puternic, de multe ori ura față de tine sau lipsa iubirii, cu toate că de foarte multe ori există ură acolo, datorită lucrurilor prin care ai trecut, pe care poate le-ai făcut și nu vrei să le faci și au fost corecte, n-au fost corecte, fiecare are propria lui nebuneală acolo interioară, toate lucrurile acestea practic ajung să te sufoce. Și așa apare depresia, de aceea oamenii fug de singurătate, fără să-și dea seama că da, e adevărat, primele gânduri sunt de genul acesta. Cum ai fost în stare? De ce ai făcut? Și ai dialoguri interioare cu membrii familiei, cu colegii de serviciu, cu controlorul din autobuz, cu nu contează cu cine, în care te bați, te lupți, ca să scoți toată furia, totul la nivel mental. Și de aceea oamenii fug de singurătate, că nu știu ce să facă cu ea. Și percep singurătatea ca, așa cum spuneam, ca și cum ar fi ceva extraordinar de groaznic și de tragic, pentru că, de fapt și de drept, când tu nu poți să trăiești cu tine, normal că singurătatea devine ceva groaznic și tragic. Și plus de asta este un prilej să ne amintim de toate relele și... Da, da, exact. Uite, vreau să ne imaginăm o situație și să îmi spui cum o putem rezolva. Este noaptea de Crăciun. Și mi-am așezat masa frumos, mi-am făcut mâncarea preferată, așa cum ai spus, m-am îmbrăcat frumos și deodată mi-am amintit că mi-a murit bărbatul. Ce fac? Simplu. Exact cum ți-ai amintit că ți-a murit bărbatul, imediat poți să spui, de fapt, stop.
Îmi amintesc de pe vremea când trăia, uite ce mișto, sau uite ce frumos, sau uite ce nu știu cum. Păi și nu o să mă întristeze și mai rău lucrul ăsta? De ce să te întristeze? Depinde cum te raportezi. Pot să-mi amintesc lucruri frumoase legate despre călătoria mea alături de un om. Și atunci nu e nevoie să mă năpădească regretele, ci poate să mă năpădească recunoștința pentru că am avut șansa să trăiesc o zi, o clipă, o oră, 5 zile, 5 luni, 10 ani alături de un om. Nu înseamnă că totul a fost roz. Că știm cum e, când se întâlnesc doi oameni, puțin probabil să fie chiar totul roz. Și eu dacă stau singură cu mine, puțin probabil să fie chiar totul roz. Așa încât, mă sigur au fost o fel de momente, însă important este cum te raportezi de fapt la moarte. Dacă te raportezi la moarte, uite, m-a părăsit, uite ce fac eu fără acel om. Lăsând la o parte că probabil acolo a fost o relație de dependență mai mult decât o relație de iubire. Lăsând la o parte acest lucru, a venit momentul să te raportezi într-un mod diferit. De fapt, sunt recunoscătoare pentru că acel om a călătorit cu mine, nu știu, cât a călătorit, cât a fost, un an, doi, cinci, zece, habar n-am, o zi. Ideea este ce am învățat eu de fapt de la acel om. Cu ce mesaj a venit acel om în viața mea? Cum am devenit un om mai bun după interacțiunea cu acel om? Iar noaptea de Crăciun, din punctul meu de vedere, poate fi un moment extraordinar și acum mi-ai dat o idee genială prin care și eu să fac lucrul acesta, în care să mă gândesc la 10 chestiuni de orice fel din viața mea pentru care sunt de fapt recunoscătoare. Sunt foarte multe lucruri pentru care pot să fii recunoscător. De exemplu, eu în perioada asta sunt recunoscătoare că pot să merg pe picioarele mele pentru că acum un an eram în căruciorul cu rotile. Nu știam ce înseamnă să fii în căruciorul cu rotile, că n-am. Nu rusesem picioarele înainte să știu cum e. Sunt foarte multe lucruri mărunte pentru care fiecare dintre noi poate fi recunoscător. Iar lucrul acesta că îl faci în noaptea de Crăciun, zic eu că are o putere și mai mare pentru că înveți cu atât mai mult să trăiești cu tine și în situații în care normal ai fi spus nu se poate, că sunt singură, că nu știu ce fac, că nu știu ce nu fac. De aceea vreau să spun că totul pornește de aici. De aici. Da, îți aduce aminte că a murit cineva, în același timp o să-ți aduce aminte că de fapt ai petrecut niște clipe extraordinare sau ai învățat niște lecții extraordinare alături de acel om, dacă ți-a venit în minte acel om. Sau poți de altfel să-ți setezi niște obiective. Poți să te gândești, ok, ce aș vrea eu să am în viața mea? Cum aș vrea să fiu eu în viața mea? Ceva care să depindă de tine. Dacă chiar îți dorești să ai prieteni, poate fi o ocazie extraordinară să te duci să-ți faci alți prieteni. Prietenii se pot face oricând, oricum, în orice fel de context. Ideea este cât de dispus ești tu să ai prieteni. Rude toată lumea are. Mai mari, mai mici, mai depărtate, mai apropiate. Ideea este cât de dispus ești tu să întreții o relație emoțional vorbind cu o rudă sau cu un prieten. Foarte mulți oameni stau și așteaptă, dar de ce nu mă sună? Dar de ce nu-mi dă? Dar de ce nu-mi face? Dar de ce? Uite ăla, uite alu Popescu ce-i face și ce-i drege. Mie nu! Stai puțin, telefonul are două! Funcționează și să apelez eu acum pe cineva de pe telefonul ăsta, da? Nu funcționează doar dacă mă sună cineva. Să ne înțelegem. Deci am un telefon cu care și eu pot suna. Și în general, în relațiile care au diverse conflicte nefinalizate, să le zic așa, sau nepuse pe masă, ceea ce eu recomand să fie toate conflictele puse pe masă, cu orice preț recomand acest lucru, în momentul în care nu sunt puse pe masă, apar. Dar de ce nu mă sună? Că trebuie să mă sune. Nu sun eu, dar de ce să sun eu? Că mie-mi cad galoanele dacă sun eu. Nu se poate. Trebuie să mă sune. Și atunci din ambiții din astea, care de fapt au la bază mult mai multe lucruri nerezolvate, probabil de zeci de ani de zile, care în sfârșit au momentul să fie puse pe masă, din ambiții de genul ăsta, oamenii se trezesc în diverse situații. Da, dar probabil sunt și oameni care nu sună de frica de a nu deranja. Da. Sunt mai mult ca sigur se întâmplă acest lucru. În același timp, consider că dacă pe mine m-ar suna oricine și mi-ar spune: hei, Loredana, ce faci? Cum ești? Păi, super! Și cum vrei să faci sărbătorile? Și ar fi un dialog de genul acesta, fără să mă sune să-mi ceară ceva. Atenție la acest aspect. Fără să mă sune să-mi zică: știi, uite, am o problemă, nu știu cum să-ți explic, dar... Și începe toată povestea. Dacă nu mă sună cu un scop să-mi ceară ceva sau să mă manipuleze pe ceva, ci pur și simplu să mă întrebe ce fac, eu mă simt foarte bine. De ce să mă simt rău? De ce m-aș deranja? Dar, într-adevăr,
Dacă mă sună, că știi, n-am unde să fac revelionul, pot să vin și eu la tine? Dar ce sunt eu, casă de copii sau ce sunt, casă de... Înțelegi? Fără cumva să mă las manipulată sau să încerce să mă manipuleze pe o direcție, atunci este super ok. Vreau să vorbim și despre asta. Eu vin la tine și îți spun că n-am unde să fac revelionul și aștept, bineînțeles, să mă chem la tine. Cum faci să mă refuzi? Foarte simplu. Foarte simplu. Mie asta chiar mi este foarte simplu. Spun, ok, eu am alte proiecte de acest revelion. Tu la ce te-ai gândit? Păi mă gândeam să fac revelionul cu tine. Ok, mai gândește-te odată. Pentru că eu am proiectul său și spun ce am eu de făcut. Și este ok să refuzi. Îți va fi teamă că eu mă voi supăra? Ba, e posibil să te superi și este decizia ta dacă te superi. Nu are legătură cu mine. Eu ți-am spus ce este autentic și corect pentru mine. Cum de altfel mă aștept să-mi spui și tu dacă eu calc, nu știu, pe delături sau sarvul îmi pârlează așa, să spun, știi, tu unde faci revelionul? Ia-mă și pe mine. Adică comunicarea directă, asertivă, spusă clar în față, cu subiect și predicat, nu are de ce să supere. Atunci mă pot supăra, de exemplu, când tu mi-ai promis că mă iei de revelion și exact pe 31, nu știu, ți-a căzut o oaie în beci, e o expresie, da, și nu știu ce minunăție s-a întâmplat pe acolo și nu mai pot să mă iei. Atunci mă pot supăra, pentru că eu mi-am făcut niște planuri. Dar altfel, dacă tu îmi spui nu, este ok. De ce să mă supăr? Oamenii nu înțeleg că fiecare om are dreptul să refuze sau să accepte ceea ce își dorește. Nimeni nu este dator nimănui. Dacă eu sunt părinte și nu vreau să fac revelionul cu copilul meu, de exemplu, spunem copilul meu a devenit adult sau Crăciunul și vreau să-l fac, nu știu, uite, vreau să mă duc la Băile Herculane, eu cu soțul meu, să stăm ca doi porumbei în jacuzzi, zic și eu. Și n-am chef să-mi plătesc sarmale, n-am chef să fac toate lucrurile alea și atunci copilul meu care vrea să vină cu soția, fiul meu să spunem, da, vrea să vină cu soția și cu copilul lui la rândul său, că na, era mai bine, că la mama se mănâncă mai bine câteodată, atunci se poate supra, păi cum mamă, adică cum ne lași pe noi de Crăciun, ai nimănui, tu cum adică să pleci? Astea sunt abuzuri. Da, e normal să plece, nu este niciun fel de nimic în neregulă. Cine spune că trebuie să? Este important să ne dăm seama că avem dreptul să acceptăm sau să refuzăm în viața noastră pe oricine, indiferent cine e acel oricine. Poate fi mamă, poate fi soț, poate fi copil, poate fi, nu știu, diriginta de la școală, poate fi mătușa, nu știu care, bunica, șeful, subalternul, colegul, indiferent. Dacă eu nu vreau ceva, îmi asum acest lucru și mi-asum și consecințele. Că orice va avea o consecință. Și dacă vreau, va genera o consecință și dacă nu vreau, va genera o consecință. Important este să mi le asum. Da, dar tu nu vei suferi dacă fiul tău va fi supărat pe tine din cauza asta? Ba, probabil că da. Și atunci a venit momentul ca eu să mă pun la masa dialogului cu el, să clarificăm de fapt care ne sunt granițele. Ce drepturi am eu în relație, ce drepturi are el în relație, ce obligații am eu în relație, ce obligații are el în relație. Adică e momentul să le punem pe masă. Că nu mai sunt la dispoziția lui așa cum eram când îl schimbam de pe împărți. Nu, ca idee. Și nici el nu mai este la dispoziția mea să mi se supună așa cum o făcea în clasa 1-a când se ducea la școală. Înțelegi diferența? Oamenii uită aceste lucruri și părinții adesea de foarte multe ori îi consideră pe copiii lor care au 30 de ani ca și cum avea 3 ani, da, sau 5 ani și invers. Copiii care au 30-40 de ani își consideră părinții ca și cum ei ar avea 2-3 ani și părinții ar avea 20 de ani și ar trebui să aibă grijă de ei. Confuzie de roluri. De aceea a venit momentul să ne punem la masă. Hai să vedem de fapt ce se întâmplă. Că oricum supărarea nu apare de la refuzul acesta. Refuzul acesta e doar o cireșică așa de pe un tort. E doar picătura care a umplut paharul. Dar există posibilitatea ca fiul tău să se simtă abandonat de tine. Da, există, în mod sigur. Și dacă se întâmplă acest lucru, este iarăși foarte clar că la nivelul fundației relației voastre există niște elemente lipsă. Și a venit momentul să le puneți iar pe masă. Pentru că un adult întreg emoțional nu se simte abandonat în momentul în care este refuzat. Nu va lua nimic personal dacă el este emoțional aliniat. Dar dacă este de fapt în interiorul său, eu am 43 de ani, dacă eu în interiorul meu sunt un copil rănit și încă aștept ca mama mea să mă ia în brațe, pentru că nu mi s-a întâmplat lucrul ăsta când avea
când aveam eu 3 ani, 5 ani, 7 ani, 15 ani, încă aștept ca mama mea să mă invite nu știu unde și dacă nu mă invită o iau ca și abandon. Lucrurile astea nu au apărut acum la 43 de ani. Lucrurile acestea sunt din copilăria mea și atunci eu am de rezolvat chestii grave, mai puțin grave, dureroase, mai puțin dureroase din copilăria mea. Și a cui e vina, a ta sau a mamei tale? Din punctul meu de vedere depinde de context. Adică îndrăznesc să spun că eu folosesc puțin cuvântul vină, folosesc mai mult responsabilitate. Este responsabilitatea părintelui pentru a-și crește copilul ca și cum să devină cumva un adult emoțional întreg. Asta este de fapt responsabilitatea unui părinte, dacă mă întreb pe mine. Nu este responsabilitatea unui părinte să-i dea case, să-i dea mașini, să-i dea joburi, să-i dea afaceri, nu știu de care. Responsabilitatea unui părinte este aceea de a construi dintr-un atâtica, un atâtica, să construiască un adult sănătos, să construiască un om. E, ideea este că exact așa atunci când faci o casă. Dacă nu ai pus la timpul ei, acea, în fundație, acele ingrediente care să mențină o fundație sănătoasă, degeaba o faci la 18 ani sau peste 20 de ani sau peste 30 de ani când observi că începe să dărâme. Degeaba o faci să mai cărpești, că nu mai merge cârpitul. Mai ales că aici sunt deja două structuri umane. Și părintele și copilul care a devenit adult și fiecare călătorește prin viață într-un mod diferit. E, în schimb, ce poți să faci? Eventual să intrați cu curaj amândoi la fundație, eventual să dărâmați tot ce n-a funcționat acolo, toate lucrurile care n-au funcționat și nu sunt în regulă și să începeți să puneți o altă fundație. E, numai că fundația aceasta are ingrediente noi față de fundația veche. Adică, ce vreau să spun, dacă din fundația veche a relației părinte-copil a lipsit, să spunem, protecția. Protecția fizică a lipsit. Este puțin probabil acum, la 40 de ani cum am eu, să am nevoie de la mama mea de protecție. Înțelegi ce zic? Așadar, fundația noastră e nevoie să se clădească pe altceva, nu pe protecție. Asta vreau să spun. Numai că oamenii nu-și dau seama. Și e adevărat că undeva în interiorul nostru, cum spuneam, acel judecător intern care ne spune, vezi că ai făcut bine, vezi că n-ai făcut bine, vezi că o să, vezi că n-o să. E foarte adevărat că el știe cumva și nouă în urechi, așa ca și părinte, ni s-a spus, vezi că nu ești destul de iubitoare cu copilul, vezi că ai greșit când l-ai bătut, vezi că ai făcut, vezi că ai drept, vezi că nu știu ce. Că din vari motive am auzit sau nu am auzit, e partea a doua, însă acum, după 20-30 de ani de la evenimentele respective, părintele simte această vină de care spuneai. Și el, de fapt, când cedează copilului său, care acum are 40 de ani, nu o cedează din iubire față de copilul său sau pentru a face fundația aceea să funcționeze. Nici vorbă. Cedează din frică, din vină, pentru că spune, stai puțin că... Și eu am greșit, acum lasă că mă mai sacrific un pic. Și intră într-un lanț, o spirală din aceea care se duce în jos, emoțional vorbind, și a copilului, pentru că omul din fața ta poate fi copilul tău, poate fi soțul tău, poate fi vecina de pe stradă, poate fi oricine. Dacă observă că tu ești un om care te culpabilizezi și nu-ți mai închei odată rămășițele emoționale, cumva va profita de toată această culpabilizare a ta să obțină de la tine lucruri pe care tu nu vrei să le dai. Eu am trecut printr-un proces de genul acesta foarte puțin timp în urmă și mi-am dat seama cât de important este să eu cu mine să fac curățenie în lucrurile în care eu consider că undeva, cândva, n-au fost etice și le-am făcut, astfel încât să nu mă mai pun în situația de a fi șantajabilă sau manipulabilă pe propriile mele culpe. Nu știu dacă înțelegi ce și vreau să zic. Și cum ai făcut? Păi e foarte simplu. În primul rând mi-am dat seama. Și asta a fost cel mai greu lucru. În primul rând mi-am dat seama, pornind de la comportamente concrete. Adică, bun, când a fost situația X, m-am comportat într-un anume fel, nu mi-a convenit comportamentul meu pentru că am dat-o cumva într-o formă defensivă. Am ajuns acasă, mi-am luat pic și foaie și am spus, ok, Loredana, ce anume apărai tu acolo de fapt? Ce anume apărai? Ce butoane erau și ce anume apărai? Apropo de lucrul acesta, cineva mi-a cerut ceva, eu nu am vrut să-i dau, dar în același timp era o limită între a da explicații de ce nu vreau să dau lucrul acela și a mă justifica de ce nu vreau să-l dau. E o diferență foarte mare. Am spus te că rog să-mi explici.
pornește din intenția din spate. De exemplu, dacă te rezum la a da explicații care înseamnă două, trei chestii, de ce anume tu nu vrei să faci, să dai lucrul respectiv sau... De ce nu vrei să-mi dai telefonul tău? De ce nu vreau să-ți dau telefonul tău? Atunci pot să spun foarte clar, este al meu, am nevoie de el și n-am intenția să ți-l dau. În schimb, dacă încep să spun, asta e o explicație, da? Ok, e neutră. Intenția mea din spate este de fapt să rămân focusată pe a-mi păstra telefonul. În schimb, când încep să mă justific, vai, știi, tu știi, am făcut multe sacrificii, mai ales că poporul român folosește foarte mult cuvântul sacrificii, da? Eu nu mai consider că poate dacă îți dai viața, atunci poate faci un sacrificiu. Restul, puțin probabil, dar asta e altă discuție. Dacă știi, uite, m-am chinuit așa de mult să-l iau și știi că, uite, am nevoie de el și știi că... Adică cumva încep să mă justific. De fapt, asta ce ascunde în spate? Ascunde cumva o frică de-a mea ca nu cumva tu să te superi. Și ce ascunde asta și mai profund? O frică de-a mea că dacă tu te superi și mă părăsești sau ieși din relația cu mine, eu ce fac? Și ajung de fapt la niște răni din copilărie, de abandon, de diverse alte lucruri și acolo am de lucrat de fapt. Înțelegi? Suntem în straturi. Așa am înțeles și referitor la situația respectivă. Da, dar mă gândesc că putem pierde oameni din viața noastră făcând lucrul ăsta pe care nu vrem să-i pierdem. Da. Nu se poate totuși să îmbinăm cumva justificatul cu explicațiile sau... Putem să facem orice. Atâta timp cât te simți bine, poți să faci orice. Dar dacă tu începi să nu te simți bine, este clar că ai trecut pragul. Totul ți-l dă radarul tău interior. Dacă tu ai o senzație după ce ai plecat de la persoana respectivă că... nu trebuia să... Atunci este clar că ai sărit prilejul. Și atunci este foarte important să restabilești relațiile cu cei din jurul tău. Pentru că până să se ajungă în situația ca cineva să-ți dea sau să-ți ceară diverse lucruri pe care tu nu vrei să le dai, este clar că tu ai creat un context. Contextul acesta se numește, de fapt, hai am lăsat de la mine ca să fie bine. Când ai început să gândești las de la mine ca să fie bine, ai intrat clar pe o pantă descendentă, pentru că va veni imediat poate să fie la nivel de ore, poate să fie la nivel de zile sau la nivel de ani, va veni răspunsul celuilalt. Pentru că încetul cu încetul, atâta vreme cât tu lași, celălalt nu știe că lași. Celălalt spune că așa faci tu. Dar tu îți calci pe niște valori, pe niște principii, faci niște compromisuri cu tine de frică că îl pierzi pe celălalt. Sau de frică că atunci când voi avea și eu nevoie, nu voi primi în schimb. Da. Și practica de zi cu zi, probabil și din viața ta, și din viața mea, și din viața miilor de oameni cu care am lucrat, a spus în felul următor. Foarte puțini oameni au găsit acea recunoștință, să zic, sau au găsit acel ajutor la oamenii pe care ei i-au ajutat. Culmea, și eu, și probabil și alți oameni, găsesc ajutorul la niște alți oameni, străini de cele mai multe ori, sau care nu au făcut nimic special pentru a fi ajutați cumva. Înțelegi? Adică de foarte puține ori, de fapt, noi într-o esență, noi ne mințim, pentru că de foarte puține ori, într-adevăr, ne găsim ajutorul la oamenii pe care noi am ajutat zeci de ani de zile. Și aici apar foarte multe frustrări. Foarte multe. Le știu pe pielea mea, slavă Domnului, că le-am trăit până în 2007 la intensitate maximă. Pentru că ajutam pe toată lumea, iar apropo de faza cu depresia și de toate cele, n-avei nimeni, nici măcar mama mea, să mă întrebă, bă, dar ce ai pățit? În afară de s-a urât cu binele, nu știi, nu aia, în afară de acuze și de așa, n-avei nimeni de fapt să mă întrebă, bă, de fapt ce ai? De ce suferi? Ce ți se întâmplă? Ce gândești? Ce, uite, poate ai nevoie de ajutor, du-te la un specialist, du-te la un psihoterapeut. Nimic. Și a fost dureros la vremea respectivă pentru mine, că am spus, băi, până la urmă, care e ideea? Și asta nu ți-a adâncit oarecum starea de depresie? La început, da. La început, da, până mi-am dat seama că, de fapt, sunt pe picioarele mele și este nevoie ca eu să mă ridic din pat și îmi aduc aminte momentul când m-am ridicat din pat, m-am dus la laptop și am spus, gata, până aici, trebuie să fac ceva. Nu știam ce, la vremea nu era mie clar cu psihoterapeutul, coaching, nici nu știam ce e ăla, deci habar n-aveam, eram pe sub pământ sărelept din punctul ăsta de vedere și m-am dus la laptop și am spus, trebuie să fac ceva. Am căutat niște cursuri, nu știam exact ce, dar am spus, mă dau jos și e nevoie să fac ceva, pentru că, până la urmă, de mine depinde. Deci tu singură ai reușit. Da, eu singură. Cu toate că n-am fost chiar singură, pentru că în momentul în care m-am dus la cursuri am întâlnit altfel de oameni.
Deci am ieșit din cercul meu în care eu până atunci îi ajutasem pe toți, le dădeam, le făceam, le cumpăram iubire, le cumpăram afecțiune cu bani, cu bani, cu servicii, cu de toate. Am intrat într-un alt grup de oameni, pur și simplu necunoscuți, care de fapt acei oameni m-au ajutat de la acel curs. Pentru că interacționând cu ei, ascultându-mă, vorbind cu voce tare, uitându-mă la ei, mi-am dat seama, stai puțin până la urmă, de fapt, eu ce aștept, de la cine aștept? Și dacă omul ăla nu o să-mi dea niciodată, iar atunci eu ce fac? O să mor așteptând? Adică a fost o chestie, decizie. Sau ce să fac, să strânesc mila cuiva? Ce câștig până la urmă? Că emoțiile până la urmă sunt ale mele, prețul eu îl plătesc. Și atunci am spus, ok, e momentul să schimb măcazul. Și exact asta am făcut. De asta zic că sunt resurse în jurul nostru. Important este să le vedem. Acum de sărbători, că ești singur sau că ai musafiri, că ești cu familie sau ești fără familie, că ești în depresie sau pe lângă depresie, nici nu contează. Resurse sunt în jurul tău. Caută-le. Caută-le pentru că vei întâlni oamenii potriviți. E adevărat. Nu vei întâlni oameni pe care tu i-ai hrănit până acum. Aceea probabil că au alte drumuri de făcut, au altă călătorie în viața asta. Însă vei întâlni oameni noi cu care tu poți într-adevăr să crești. De data asta fără să îi mai cumperi și fără ca ei să te mai cumpere, ci pur și simplu reușești să faci acea fundație sănătoasă de care vorbeam la început pe alte principii. Nu pe principiul îmi dai, îți dau. Am înțeles. Atunci eu vreau să-ți mai adresez o întrebare. Atunci când ești singur, ești singur și gata. Ești tu cu tine, reușești să te împaci cu această idee, dar ce facem atunci când avem pe cineva lângă noi și se întâmplă să ne certăm fix în ziua de Crăciun sau fix în ziua de Revelion? Cum facem ca să nu ne stricăm totuși sărbătorile? Corect, corect. Ceea ce se foarte întâmplă. De foarte multe ori, în vremurile noastre, mesele sunt pline de bucate, însă inimile de foarte multe ori sunt goale de iubire. Și fiecare așteaptă de la ceilalți meseni să-i dea câte o picătură, așa să-și mai pună un pic de iubire în suflet. Câteodată funcționează lucrul acesta, câteodată nu. De altfel, întâlnirile acestea de sărbători, fiind întâlniri oarecum de familie, cel puțin din cultura noastră, sunt întâlniri oarecum de familie în care te întâlnești de la bunic, la mătușă, la văr, la nu știu ce, normal că e posibil să apară niște conflicte mai vechi, care acum iau forma de genul sarmaua asta e prea grasă, răcitura asta nu s-a prins bine, da? Iau niște forme din astea, că de ce să te legi? Uite, bradul ăla trebuia să fie 2 metri, nu de 1 metru, lucruri de genul acesta. Dar, de fapt, substratul este altul. Și atunci este foarte important să te poți retrage cumva cu omul respectiv și să poți să ai un dialog de la suflet la suflet, chiar dacă e Crăciunul. Poate acum e momentul cel mai potrivit în care să spui, ok, hai să vedem, de fapt, ce te roade. Ce se întâmplă în viața ta, în relația cu mine? Hai să vedem, pune-le pe masă, pentru că oamenii nu știu și nu-și dau seama cât de mult greșesc în fața celorlalți. Deci nu este corect să ne abținem doar pentru că e Crăciunul? Degeaba te abții că doar pentru că este Crăciunul, pentru că este ca și cum tu ai stat pe un butoi de pulbere și te tot așezi pe el, dar la un moment dat o să explodeze. Și bineînțeles că va exploda în momentul cel mai nepotrivit emoțional. Și atunci cel mai bine este să te retragi cu persoana respectivă separat într-o altă cameră, nu să faci acolo un balamuc de toată regula cu 20 de invitați, adică ce vrei să spui că nu-ți place aia, adică ce nu știu cum să începi și tu să-i dai aceleași răspunsuri, te retragi cu persoana respectivă și poți să întrebi, ok, spune-mi ce se întâmplă cu tine, cu ce eu ți-am greșit, că poate nu-mi dau seama, că e clar că lucrurile și nu s-a întâmplat de la sarma sau de la piftie sau de la nu știu ce s-a întâmplat, sunt lucruri de zeci de ani poate nespuse acolo aruncate sub preș. Hai să ridicăm preșul. Tu fiind în perfectă siguranță, eu fiind în perfectă siguranță și hai să ne uităm la gunoiul de sub preș. Hai să vedem ce este acolo. Hai să înțeleg și eu, să înțeleg și tu cum îl putem curăța. Dacă înveți să faci lucrul acesta cu iubire, poți să salvezi niște relații extraordinare. Dacă tot bagi sub preș, bagi sub preș, gunoiul ăla din an în an crește. Și la un moment dat va exploda. Ce este mai tragic este că, de exemplu, dacă este situația în care fiul tău are 40 de ani, vine însoțit la masă de soție și de doi copii și fiul tău te tachinează sub o formă sau alta pe mâncare, pe brad, pe nu știu ce, sau din contră, tu îl tachinezi, bă, de ce s-a îmbrăcat așa, de ce nu s-a îmbrăcat așa, de ce și-a dat demisia, de ce nu și-a dat demisia, nu contează ce. Ideea este că ceilalți care sunt teoretic spectatori vor deveni jucători și vor alege una dintre tabere.
Adică tu, practic, în loc să-ți unești cumva familia, vei crea un context de război civil în care unii dintre ei vor ține cu fiul, alții vor ține cu tine. Sunt mecanisme extraordinar de periculoase, care duc într-adevăr la rupturi grave în familie. Pe când altfel, dacă ai înțelepciunea să spui, ok, stai, asta este între mine și tine, hai să ne retragem într-o cameră și să le discutăm. Deja lucrurile se pot schimba. Pentru că nu mai expui ceilalți membri ai familiei la chestiile voastre interioare, astfel încât să poți aduce acolo vindecare. Altfel se va agrava foarte mult. Iar anul viitor, la Crăciun, dacă anul acesta au fost două conflicte, anul viitor vor fi trei. Dacă nu le rezolvi nici anul viitor, celălalt vor fi patru și tot așa. Și nu numai asta. Mesenii vor face tabără cu unul dintre și atunci, practic, vei avea două grupuri care se vor... Și probabil chiar se vor dezbina. Mai mult ca sigur. Și va veni o vreme, da. Va mai fi niciun Crăciun împreună. Nu va mai fi niciun Crăciun împreună, corect. Vreau să te mai întreb ceva, Loredana. Ce facem atunci când avem invitați și trebuie să punem masa, să ridicăm masa, să aranjăm paharele, să cărăm paharele? Cum facem? Că totuși poate vreau și eu să stau la masă cu toți ceilalți, nu? Absolut, mi se pare absolut normal. Consider că iar este un defect din educație în care dacă eu sunt gazdă, asta înseamnă că eu practic n-am Crăciun, n-am Revelion, n-am ce sărbătoare fi acolo, zi onomastică. Pentru că eu sunt de fapt un fel de femeie de serviciu sau pe de o parte femeie de serviciu, pe de altă parte chelner, pe de altă parte picolo și așa mai departe. Că eu mă ridic, eu mă cobor, eu. Din punctul meu de vedere nu se mai fac așa lucrurile sau nu ar fi de preferat să mai fac așa. Din punctul meu de vedere, dacă ne strângem la masa de Crăciun, de exemplu, la tine, mi se pare absolut firesc să contribui și eu cu tot ce înseamnă această masă. Păi adică, cum, că tu ești musafir. Păi tocmai asta vreau să spun, că percepția, din punctul meu de vedere, a musafirului nu mai e un ăla care vine să pune la masă și începe să cricotească. Da, nu-i bună sarmaua, e prea acră. Da, ciorba e prea nu știu cum. Da. Adică asta nu e musafir, ăsta e cricotaș. Și știm foarte bine că de cele mai multe ori așa se întâmplă. Și știm foarte bine că după o masă de Crăciun există situații complet neetice în care musafirii respectiv se întâlnesc într-un alt context peste o lună, peste o zi, peste 5 zile și spun, da, ai văzut, n-a fost bună nu știu ce, vinul a fost acu, aia a fost nu știu cum. Lucruri care pur și simplu sunt dăunătoare. Și atunci, pentru a elimina tot acest circ și tot această lipsă de fapt de angajament, pentru că să fii musafir, ai nevoie să ai și tu un angajament. Adică, concret, bun, sunt musafir, hai să vedem în ce condiții sunt musafir. Dacă putem să facem cum fac americanii, de exemplu, fiecare vine cu bocceluța lui de acasă, cu sarmalele lui, cu toate cele și le pun frumos pe toate pe o masă și toată lumea mănâncă din toate cele. Există varianta asta. Să-mi aduc de băut, să-mi aduc de mâncat, să-mi aduc toate cele, le pun pe masa comună și mănâncă toată lumea din toate cele. E o variantă. O altă variantă, să spunem că poate nu te pricep, nu știi să faci sarmale, nu știu care e ideea, eu, de exemplu, nu știu să fac sarmale. În schimb, o altă variantă este, ok, uite, eu cumpăr toată carnea. Sau cumpăr o bucată de carne. Sau dacă suntem 20, masa de Crăciun înseamnă atâta și se împarte la 20. Când am ajuns și am mâncat, păi nu înseamnă că dacă e gazdă stă acolo și eu stau frumos la masă și gazda, du-te, adu felul 2, felul 2, felul 5, felul 7, spală vase, spală toate cele. Nu! Înseamnă că, ok, hai să vedem cum ne împărțim. De obicei se pot face de genul, fetele se duc să spele vasele, băieții se apucă să șteargă masa sau se duc în pivniță să ia mai să ia vin sau să ia nu știu ce. Adică se pot împărți lucrurile. Nu înseamnă că unul e sclav și celălalt este stăpân. Din păcate, iar mă întorc la partea de educație, pentru că lucrând foarte mult cu oamenii am văzut că la fundamentul educației e buba. În general, de foarte multe ori, din fericire, nu întotdeauna, dar sunt situații destul de dese în care familia este compusă ceva de genul, eu sunt stăpânul, tu ești sclav. Și în general, părinții devin stăpâni și copiii devin un fel de sclav. Du-te, du gunoi, du-te, faia, du-te, dregeaia, du-te, aia, da. Nu înseamnă că nu e în regulă să delegi, ba, ceea ce spun e foarte în regulă. Ideea este cât și până unde. Dacă ieși din filmul sclav stăpân și intri în filmul parteneriat, atunci este super ok, punem bani cu toții. Eventual angajăm o femeie care ne facă sarmale sau nu știu dacă gazda nu vrea, e suficient că oricum pune casa la dispoziție. Curățenia de după se întâmplă tot la comun,
Nu înseamnă că lăsăm vraful de, uite așa, vase, de lenjerii murdare sau ce salea pe acolo depus pe masă, fețe de masă. Nu mai spune că mai și stai acolo, îi lași lenjeriile toate murdare. Nu, te apuci și îți faci curat, că nu ești la hotel. Dacă vrei să fii la hotel, plătește. Concret, plătește. Așa mi se pare foarte corect ceea ce spui. Păi, și atunci toată lumea se poate distra. Și nimeni nu are responsabilitatea ce... să facă pe altul să facă bine. Cum face gazda să treacă peste frica de a, uite, o să râdă de mine? Da. Își rezolvă fricile interioare. Așa. Începe să se gândească, de fapt, cine sunt eu cu acești oameni, cine sunt eu fără acești oameni. Dacă eu, de astăzi înainte, nu mai hrănesc acești oameni, mai vin la mine? La mine asta a fost întrebarea secolului. De fapt, soțul meu, de când m-a cunoscut, mi-a spus următoarele lucruri. Să înțeleg că ție-ți place să-ți cumperi familie, să înțeleg că ție-ți place să-ți cumperi prieteni, nu spun că nu mi-a venit să-i dau două în cap. Pentru că era un mesaj atât de dur și el s-a uitat în ochii mei, mi-a spus, ok. Pentru că, de fapt, asta făceam. Asta făceam continuu. Lăsam de la mine, dădeam de la mine, cumpăram de la mine tot, numai să vină la mine sau să mă accepte și pe mine în grupul ăla. Când am înțeles că nu este nevoie să cumpăr pe cineva ca să mă accepte, e adevărat că a durut, pentru că evident că relațiile acelea au dispărut, m-a durut foarte tare, am plâns, apropo de depresie și de toate cele, dar până la urmă mi-am vindecat. Mi-am dat seama că, așa cum a spus o clientă, nu știu dacă pot să spun pe post, dar așa cum mi-a spus o clientă din diaspora și mi-a dat lacrimile în sesiunea respectivă, a spus ceva de genul, m-am săturat să fiu o vacă de mulți. Au fost cuvintele ei care și acum îmi ridică părul pe mine. Pentru că la momentul respectiv și eu mi-am dat seama că eram exact același lucru. Așa încât dacă tu preferi să ai casa plină doar cumpărându-i, ok. Părerea mea, ia-ți un coach, ia-ți un terapeut, ia-ți ce vrei tu, du-te la cursuri, vindecă-te, revină un om întreg emoțional ca după aceea să nu mai ai nevoie să depinzi de ceilalți. În schimb, dacă ai trecut de bariera aia și nu mai ai acea nevoie să faci orice pentru a avea pe cineva în casă și spui, stai puțin, și eu sunt un om extraordinar, și eu sunt un om și un geniu, și eu merit să fiu fericită, și eu merit să mă iubesc pe mine, să fiu iubită, să iubesc la rândul meu. Deci merit și eu că nu-i fi mai mică sau mai mare decât altul. Atunci faci curățenie în vechi prieteni, posibil să rămâi fără niciunul, în schimb, deschizi ușa noilor prieteni care vor gândi altfel. De ce vor gândi altfel? Pentru că tu gândești altfel. Tu gândești altfel și atunci vei avea sărbători de acest gen în care va fi câștig-câștig, nimeni nu va trebălui de sus până jos și nimeni nu mai are nevoia, nici nevoia. Că și lucrurile astea mai au în spate niște nevoi. Să-ți arăt eu ce gospodină sunt. Să-ți arăt eu ce musafir. Vezi ce casă am. Vezi ce față de masă apretată. Vezi ce nu știu ce. Pentru că mă identific cu ce am. Asta este o altă boală. Mă identific cu ce am. Și atunci lucrurile escaladează și ceilalți percep și... Dar ce facem cu relația dintre soț și soție? Momentul în care soțul stă la un pahar cu prietenii lui și soția spală vasele, aduce felul 1, aduce felul 2 și dacă cumva i-a solicitat ajutorul, atunci iese scandal mare. Păi e nevoie să ia de la zero cu fundația din relația de cuplu. Aici este de umblat. Pentru că e adevărat, în familiile vechi, de pe vremurile până ale noastre, se presupune că așa a fost lăsat de prin moș strămoș, că femeia se ocupă de treburile casnice și bărbatul se ocupă de alte treburi. Și bine, asta venea dintr-o vreme în care, într-adevăr, bărbatul vâna și aducea mâncare în casă și femeia se ocupa de creșterea copilor și de administrarea casei. Am trecut de vremurile aia, de mult nu mai vânează bărbații să aducă mâncare în casă. În vremurile noastre și femeia muncește și bărbatul muncește. Și atunci este normal să fie egal, inclusiv la treburile casnice. Și atunci ajungi la relația de cuplu, de fapt, la fundația relației de cuplu, la contractarea relației de cuplu, ok, ce fac eu, ce faci tu? Dacă eu nu vreau să fac asta, dacă tu nu vrei să faci asta, cine face? Foarte bine, luăm o femeie în casă. Hai că există și varianta asta. Eu cu soțul meu așa am aplicat-o. Avem o femeie în casă și am rezolvat treaba. Pentru că altfel este incorrect ca
eu să-i cer să facă el toată lui să facă toată treaba, el e incorrect să-mi ceară mie să-i fac eu toată treaba. Că până la urmă amândoi facem murdar în casă, amândoi mâncăm, amândoi dormim, adică lenjeria aia cine o spală? Nu știu, hainele astea de pe mine, cine le spală? Este incorrect să-i spun, știi, ia-le și bagă la spălat și spală-le tu pe toate. Că eu sunt mai puternică sau te șantajez mai bine sau am instrumente așa de marionete mai puternice asupra ta. E incorrect. Și atunci, puneți frumos toate treburile casnice, ce se întâmplă când vin musafiri, ce se întâmplă când nu vin musafiri, cum e viața noastră, cum e așa, și le pui pe toate pe hârtie. Și atunci lucrurile sunt foarte clare. Da, eu aduc aperitivele, dar am mai stabilit cum e musafiri, nu? Adică veniți la mine în casă, eu așa le spun, aduceți-vă de mâncare. Da, dar dacă soțului va fi frică că ceilalți prieteni vor râde de el pentru mai că își ajută soția. Mai mult ca sigur. Și atunci intervine altă chestie din relația de cuplu. Cine este mai important pentru tine în viața ta? Sunt mai importanți prietenii care vor spune nu știu ce sau e mai importantă soția cu care stai în fiecare zi? Dacă ești mai important prietenii, atunci nu ai o relație de cuplu tu ca și soție. Mai că ai o amăgeală. Asta e ideea. E dureros, e dur ce spun, dar dacă, de asemenea, și invers. Dacă tu îți pui relația, de exemplu, dacă tu îți pui relația cu prietenii tăi mai presus decât soțul tău, la fel. Nu ai niciun fel de relație de cuplu. Ai acolo o amăgire care, hai să zicem noi că sunt căsătoriți, nu? Cam 43 de ani totuși. Na, ce zice lumea dacă? Dar asta nu înseamnă că și am relație. Înțelegi? Deci putem... Este bine să renunțăm la o astfel de relație. Desigur. Din punctul meu de vedere, renunțarea este ultimul pas. Până la renunțare poți să ai o gândire, hai să văd ce se poate salva, hai să văd ce se poate face. Eu așa am făcut. Ca să știu că am făcut tot ce a ținut de mine pentru a salva relația respectivă. O relație înseamnă două persoane. Asta este clar. Înseamnă două persoane care sunt unite de un cordon, să spunem. Și atunci degeaba vreau eu să salvez tot. Dacă celălalt nu contribuie 50% la procesul de salvare, este o iluzie. Dar măcar eu îmi fac cei 50%. Și aici asta înseamnă că fac tot ce pot pentru a salva bucata mea de relație. Dacă celălalt se mișcă și ajunge înspre mine și vrea să pună și el osul la treabă să salvăm relația împreună, atunci este un lucru extraordinar. Relația poate fi salvată. Dacă nu... Eu nu am cum să salvez și ceea ce vrea sau nu vrea celălalt. De aceea spun că înainte să rup relația, pune-te la masa negocierilor. Exact ca într-un contract de business. Ok, eu vreau să continuăm această relație. Tu vrei? Păi nu vreau. Păi atunci mai ai ce să mai discuți. E dureros. E cum vrei tu, atunci... Ok, hai să vedem atunci cum divorțăm. Că nu ai ce să discuți dacă celălalt nu vrea. Este un abuz. Devii un obsedat. Adică dai în cu totul altceva, e vorba de atașamente, e vorba de dependențe, intri într-o zonă foarte periculoasă. Cum de altfel vedem câte abuzuri se întâmplă din cauza aceasta. Acum pe final de emisiune, spune-ne, te rog, deci cum facem să terminăm cu depresia în perioada sărbătorilor din cauza că suntem singuri? Simplu! Îți faci mâncarea pe care tu ți-o preferi, îți amenajezi casa în modul în care tu îl vrei, îți pui muzica pe care tu vrei să o asculți, te îmbraci în lucrurile pe care tu vrei să le porți, servești ce dorești tu să servești, te gândești la tine ca fiind cel mai extraordinar om din viața ta. Cel mai bun prieten, cel mai bun iubit, cel mai bun înțelept, omul care merită cele mai multe din viața ta. Și atunci ai niște sărbători extraordinare. Perfect. Așa o să facem și noi, așa vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să faceți. Vă mulțumesc mult de tot că ați fost alături de noi. Îți mulțumesc și ție, Loredana, și te mai aștept și într-o altă emisiune. Te rog frumos să ne spui unde te putem găsi în caz că mai avem nevoie de niște sfaturi de la tine. Cu mare drag! Ori pe internet, pe site, pe loredanalatis.ro sau academiadecoaching.ro sau pe Facebook, Loredana Latis sau YouTube, Loredana Latis. Îți mulțumesc mult de tot! Vă mulțumesc și dumneavoastră! La revedere!